deși când spunem Rolls-Royce ne gândim la mașinile alea scumpe, de ordinul sutelor de mii de euro, Rolls-Royce reprezintă mai mult de atât. Pe lângă mașini, compania britanică este unul dintre cei mai mari producători de motoare pentru avioane. Momentul de față, motorul celui mai mare avion de pasageri, Airbus, este produs de această companie. Nimic spectaculos până acum, dar dacă v-aș spune că un român a lucrat la dezvoltarea acestui motor. Tocmai de asta îl avem alături de noi astăzi, pe Bogdan Termegan. Salut, Bogdan! Salut, Adi! Ce faci? Cum ești? Uite, la birou, lucrăm la un eseu pentru Academie și la două proiecte, unul pentru mediul privat și o propunere pentru stat. În spiritul proiectului Sparge Bula, vrem astăzi să aflăm cum ai reușit tu să spargi bula, cum ai reușit tu să ieși din mediul, din area ta de confort și să ajungi acolo. Spune-ne ceva despre tine, Bogdan. Unde ai copilărit? Părinții mei s-au stabilit în partea de sud-est a țării, între Brăila și Buzău. Au făcut la o vârstă relativ tânără, imediat după ce a terminat facultatea și m-au trimis să copilăresc cu bunicii de lângă gura humorului, Bucovina. Deci, în stilul lui Creangă. Ok. Ulterior, școala și liceul? Un an de clasă pregătitoare era pe vremea aceea, nu știu acum e și acum la Buzău, cu ceilalți bunici, ca să iau și informații de la toate ramurile familiei, după care m-am mutat în Brăila timp de 12 ani, unde am făcut toate cele trei cicluri importante. În Brăila? Unde în Brăila? Brăilița, din... Din câte mi-aduc aminte, acest cartier, Brăilița, este pe lista celor mai rău famate cartiere ale României. Bun. Da, am copilărit printre puști care au devenit unii pești, alții traficanți. Ok, să înțeleg. Eu mi-am dorit să nu stau la nas. Am înțeles. Deci de acolo a început dragostea față de aviație și ingineria aerospațială. Probabil ai studiat obiectele care zburau prin cartier, nu? În mod amuzant, ai mei aveau o fermă lângă un aeroport militar. Părinții mei erau amândoi ingineri. Și am avut o mamă care și-a dorit pentru mine mai mult decât eram eu capabil să visez când am început școală. Okay. De acolo am preluat. Deci îl avem pe Bogdan, care a copilărit în cel mai rău famat cartier al României, care a trecut prin variate medii culturale și sociale. Ce te-a determinat să spargi bula asta a Brăilei, a României, a Brăiliței și să mergi către un alt sistem educațional? Sincer să fiu, totul a pornit de la o ambiție inițială. E important să-ți setezi o țintă foarte înaltă, pentru că aparent maniera în care noi percepem bucuria nu ține de a obține acel lucru, ci despre călătorie. Dacă ai o călătorie interesantă, ești unul fericit. Și mi-am propus ținte înalte. Nu mi-am dorit să plec în afară din prima, mi-am dorit să fiu pilot. Ministerul Transporturilor dădea niște burse de pilot fix în anul meu, s-au anulat bursele. Eu aveam intrarea gratuită în România din urma unor olimpiade, iar ai mei, în urma unor frustrări pe care l-am acumulat în afaceri din România, au zis, băi, și ceva, noi te susținem pentru a pleca în afară. Aveam mulți prieteni care plecau și ei și am zis, ok, hai să încercăm Germania, State și Marea Britanie. Ok, deci opțiunile au fost multiple. Nu a fost punct ochit, punct lovit. Bun. Fizica te-a urmărit din cele mai fragede timpuri. Ai spus puțin mai devreme că ai fost pe la niște olimpiade. Se leagă cumva aceste olimpiade sau concursuri de fizică ai studiat ulterior? Da. Ai mei mă încurajau să încerc să găsești ceva, orice la care să fiu bun. Și țin minte și acum am avut o oră de fizică la care ne povestea despre electricitate și descălcări electrice, fulgere. Și m-am întors absolut extaziat acasă, spun, gata, am găsit-o, asta e. Și bineînțeles că nu eram bun de nimic, dar niște tenacitate mai târziu am început să lovesc câteva probleme militare și ușor, ușor m-am dus spre concursuri. În clasa a șasea am luat ceva la matematică la o județeană, iar într-a șapte am fost la primul concurs național de vreme în toamnă și am luat locul 3, premiul 3. Puțin mai târziu am avut șansa să mă calific la Olimpiada Națională de Fizică
pe poziția a treia, ceea ce nu prea se întâmplă. Dar șansa mi-a plăcut atât de mult și după aceea am pus atât de multă pasiune încât m-am calificat în fiecare an. Ok, deci ai fost consecvent în domeniul ăsta. Bun. Unde ai ajuns după ce ai terminat studiile în România? Până la urmă, unde a decis soarta că trebuie să-ți urmezi studiile universitare? A fost o călătorie interesantă. Am ajuns cu un dosar destul de puternic. Aveam asta 6 olimpiade la fizică, aveam și vreo 2 premii la științele pământului, care doar ce se inventase atunci, asta fiind altă olimpiadă. Și deci un dosar destul de țeapă încât să mă duc în afară. N-am avut ambiția să aplic la un Oxford sau Cambridge, deși înțeleg acum că ar fi fost o ocazie. Am vrut să mă duc în state, acolo e o poveste prea lungă pentru interviu, și cu niște presiuni din partea unui profesor care nu s-a informat corect și a părinților care nu voiau să mă lasă să plec prea departe, am zis că rămân pe Europa, pe Germania și Anglia. Am primit o bursă aproape completă, lipsa vreo 2000 de euro din Germania, dar mi-au cerut să le răspund imediat. Ori eu voiam la Imperial College în Londra, ăștia răspundeau mai târziu. Am luat 9.40 la BAC în loc de 9.60 și am ajuns la Manchester. Manchester, un oraș foarte frumos din câte am auzit. Multă istorie. Și sportivă și științifică. Ok. Sunt sigur că prezența ta acolo nu a trecut așa cu una, cu două. Cum ai trecut tu prin universitate? Cum ți-ai lăsat amprenta față de noul mediu în care ai ajuns? Cum ți-ai lăsat amprenta față de sistemul educațional de acolo? Cum a fost interacțiunea între un străin, un estic și un vestic? Esticul fiind studentul, vesticul fiind sistemul. Cine pe cine a schimbat, cine pe cine a influențat? Hai să începem cum a influențat esticul vesticul. Da, întotdeauna trebuie o schimbare reciprocă. Știi, e ca într-un cuplu, orice relație de două forțe suficient de puternice produc schimbare reciprocă. Mai puțin cu fizica, da? Nu toți suntem specialiști. Da. Ajungând acolo, evident, era în perioada 2010, deci ai mei la punctul ăsta renunțase la business, erau bugetat, deci banii erau destul de puțini. M-am dus destul de hotărât să învăț. Am constatat cu deosebită plăcere că experiența mea în matematică, în fizică, m-au dus absolut lejer prin primul an și abia de prin anul 2, la jumătate, am început să pun efort complet în a învăța lucruri noi. În același timp, încercam să capăt experiență în domeniul știind, când va trebui un job bun. Și am realizat că nimeni nu te ia acolo dacă nu ai niște experiență. Știi, și intri în bucla aia. De unde să ai experiență dacă nimeni nu te ia? Și am constatat că, ok, cine mă protejează pe mine aici? Universitatea. Zic, perfect. Aflu de la un prieten din state, care făcea tot aerospace, că pe ei lasă să fie asistenți și să predea cursul studenților. Okay. Mă duc, opun chestia asta la mine în facultate și vin băieți și zic, bă, poate în state, în Anglia, doar dacă ai licență. Dar niciodată n-au închis discuția, au lăsat-o să curgă. Și am mai insistat o dată, de două, de trei ori, într-o manieră plăcută, deci nu cicălitoare. Bine, plăcută, așa mi se părea mie. Da. Și până la urmă ne-au lăsat să predăm elevilor de a 12-a care veneau la ziua porților deschise. Și și-au dat seama că, evident, noi de anul 1, 2, aveam o priză extraordinară cu cei de vârsta noastră, practic. Iar oamenii dădeau un feedback extraordinar la final, astfel încât audiența și debitul studenților potențiale a devenit de vreo 4 ori mai mare într-un singur an de zile. Wow. Și toate laboratoarele au fost. În toate laboratoarele s-au implementat sisteme de profesor și student, nu doar profesor. Super. În anul 2 au remodelat, au investit undeva la sute de mii, vreo 200-300 de mii de lire ca să schimbe toate laboratoarele și tehnologia care. Deci a fost destul de interesant pentru tine. Mă bucur să aud că ai fost un fel de a British man in New York, tu ai fost a Romanian in Manchester. Da. Și ai fost omul care și-a lăsat o amprentă acolo. E important să știm când ajungem în Manchester că și românii noștri au participat la dezvoltarea sistemului lor. Bun, dar
cu experiența acumulată în acest proiect, ai mers mai departe până la Rolls sau ai mai acumulat experiență și prin alte proiecte, alte, ai mai pus bazele vreunui, nu știu, proiect, vreunui cerc de studii sau ceva de genul? În mod evident, trecerea de la anul 1 la anul 2 a fost că în anul 1 făceam doar prezentări, deci era, foloseam ce aveam ca să vorbim mai bine cu elevii. Din anul 2 ne-am îmbunătățit baza materială. O cineva a trebuit să și adapteze, să construiască lucrurile respective. Deci universitatea a început să plătească studenții care prezentau ca să construiască lucrurile astea. Și aici ideea le-a venit tot în urma unei inițiative ale mele și cu încă doi colegi. Deci ne-au plătit, aș spun, nu știau cum se face, și ne-au plătit extraordinar de bine, câteva mii de lire bune, pentru vreo 9 săptămâni de mult. Și asta a rămas un obicei. Deci prezentările se fac și acum și internship-urile se fac și acum. Deci ai dat o schimbare în cultura școlii. Ok. Bine, eu o să încerc să fiu puțin mai specific. Te-am stocărit, recunosc. Spune-ne puțin despre proiectul cu dronele. Ok, într-adevăr a fost și această inițiativă undeva prin anul 2, dacă nu mă înșel, în care m-am adunat cu cei mai competitivi băieți, eram la cuțite, îți dai seama. Și cumva pe două grupe, așa, dar am zis, bă, asta e o chestie, e o tehnologie emergentă, trebuie să ne unim, să facem ceva pentru școală, știi? E un fel de, toate partidele de tineret s-ar uni și ar decide care e proiectul de țară, e ceva echivalent cu asta. Și m-am adunat cu cei mai buni 6 din școală, am luat sprijin de la câțiva doctoranți și am zis hai să mergem la o competiție de drone și să vedem ce putem face. Am luat locul 2, cu zero finanțare, ne-au dat în schimb facilități, deci ne-au dat niște 3D printere, ne-au dat câteva teritoare cu laser, laser cutters. Și în anul următor, societatea a trecut de la noi 6-10 cu tot cu doctoranzi, la 50 de studenți, pe 4 competiții diferite și această inițiativă trăiește până în ziua. Wow! Bun, e bine de știut că tinerii care vor ajunge la Manchester să se simtă puțin mai familiari acolo, pentru că aceste inițiative au niște rădăcini românești, nu? Da, pot să-mi dau un mesaj, avem deja. Știu sigur că în momentul ăsta, la anul 2, e un Brăilean, de la mine, de la Bălcescu. Bun. Și am vorbit cu el, am făcut introducerea cu vreo cu profesor, deci absolut fără nicio problemă. Super. Cum ai ajuns la Rolls? Cât timp ai petrecut acolo? Cum ai participat la dezvoltarea acelui motor? Spune-ne mai mult. Am ajuns tot pentru oarecare doză de tenacitate. Am încercat în anul 2 și am picat, am încercat în anul 3, au trecut 6 săptămâni, nu m-au băgat în seară, am făcut rost de numărul de la resurse umane, i-am sunat, i-au zis că nu mai au locuri la interviu, am folosit puțină comunicare eficientă și în două zile am primit o invitație. Am trecut și am petrecut cu ei un an de internship, apoi a venit masterul și după aceea încă 3 ani în muncă. 18 luni în stagiatură, deci grupe de câte 4 luni în diferite domenii și un an și jumătate ca inginer de proiect în echipa unui inginer șef, care a făcut motorul pentru Jumbo Jet-ul de la Airbus, A320, și sistemul de decolare verticală pentru F-35 din armata americană. Super! În concluzie, de când ai intrat, cât ai stat pe acolo? 4 ani în total. 4 ani. O viață de om, ar spune unii. Eu aș spune că 2 secunde ai stat. La vârsta la care am intrat, eram destul de tânăr și într-adevăr, dacă îmi spunea atunci, deci vei sta 4 ani, da, pare o perioadă ceva mai lungă. Just. Cum ai ajuns să intri în echipa care a lucrat la dezvoltarea acestui motor? Prima dată, spune-ne despre ce motor vorbim, pentru că eu am făcut o prezentare așa puțin mai profană. Tu ești specialistul, tu știi să ne dai informații mai certe și după ce ne vorbești puțin despre ce motor urmează să discutăm, te rog să ne spui cum ai ajuns în echipa asta, cum ți s-a atribuit un anumit rol și ce ai reușit să faci concret, astfel încât lumea să știe precis
unde e partea românească? Bun, aici sunt două povești interconectate. În primul interviu, cel de care v-am și povestit, am primit diverse întrebări din diverse arii tehnice. Doar că intervievatorii mei au remarcat, atunci când au pus întrebarea de termodinamică, m-am ridicat, am luat un marcă și am început să le desenez la punct. Nu doar teoria, dar deviațiile de teorie. Și se vedea clar că înțeleg foarte bine problema. Așa că m-au trimis în echipa care se ocupa de partea de termodinamică a motorului ce urma să fie pe Airbus A350. E o frumusețe zveltă de avion. Să zicem, pune niște comenzi serioase pentru el. Să zicem că o să-l punem aici undeva. Da, da. Okay. Și am lucrat specific la tehnologia de răcire. Deci acolo unde aerul comprimat intră și pui kerosenul, benzina echivalent. Combustibil. Ai o temperatură extraordinar de mare, care topește cam orice fel de substanță. Iar tu trebuie să vii cu o idee care să rețină acea temperatură înăuntru și să poți să o dai afară prin spatele motorului. Și întrebarea e cum reușești să faci asta. Și o izolezi cu un câmp, un film de aer. Sufie aer pe marginea părții metalice, aer rece, la vreo 700 de grade, dar mult mai rece decât temperatura din mijloc. Okay. Deci asta a fost o poveste. Și am petrecut un an, asta ca intern. Dar după aia am luat aceleași tehnologii și idei și am reușit să-l conving pe inginerul șef despre care v-am povestit să mă ia foarte aproape de echipa lui, deși nu aveam deloc experiența necesară. Se dovedește că și el terminase facultatea în același loc unde terminasem și eu. Compania ne încuraja să mergem să luăm câte un ceai cu oameni din alte arii. Și am realizat că e o conexiune emoțională, că vorbim și comunicăm foarte bine. Așa că s-a dus la inginerul șef de proiect și a zis, vezi dacă îl place. Nu a întrebat, vezi dacă e capabil să facă de lucru. Vezi dacă îl place. Okay, pentru chimia din momentul corect. Activității. Corect. Pentru că eu când m-am dus acolo, am zis, uite, care treaba, termin stagiatura, și îmi place stilul tău. Eu m-am dus fără să cer voie de la nimeni, vreun an de zile în ședințele lui cele mai dificile, încercând să înțeleg ce îi servesc lui oră după oră, zeci de echipe. Și el deja era familiar cu mine, dar nu știa ce vreau. Și a zis, uite, mi-a plăcut stilul tău de a manageria oameni, de a rezolva probleme și aș vrea să învăț de la tine. Termin acum stagiatura, am nevoie de un job, să poate face ceva care să te țină cât de cât aproape de tine. Și s-a rezolvat în felul ăsta. Mi-au dat mentor la fiecare 6 luni ca să pot crește tehnic. Deci diversitatea a fost. Da. Și la final am avut o perioadă bunicică în care am fost responsabil de 5 echipe, a vreo 10 oameni fiecare, pe domenii diferite din Rolls, deci management tehnic. Și în același timp trebuia să raportez cum progresează lucrurile astea la nivel de muncă cu Airbus, cu francezii. Și e foarte amuzată diferența de cultură. Asta va fi un lucru pentru cine are ocazia. Să vadă cultura britanică și cultura latină. Că și ea, și ea s-a amintește. Dar să vezi diferențele de operare. Și francezii au multe similitudini cu români. Multe. Foarte, foarte interesant. Cum s-a încheiat aventura la Rolls-Royce și cum ai decis să te întorci în România? Aici a fost un cumul de factori. Te uiți întotdeauna după o oportunitate și unde poți să oferi cea mai mare diferență cât mai multor oameni. Deci e diferența o numărul de oameni și vezi ce produs obții. De asemenea, trebuie să ai grijă să lucrezi la ceva care te face fericit cu oamenii pe care ți-i dorești. Rolls era super, însă industria e matură și nu e într-o creștere agresivă, nu încă. Software-ul este într-o creștere agresivă, am pierdut foarte mult pe soft și în momentul în care am văzut că Rolls-Royce își dorește să treacă pe partea de digitalizare și eu urma să fac un job tehnic, urma să-mi iau rolurile vest pentru a construi un lider acolo, aveai 18 luni de leadership pe care eu l-avusesem, și urma să iau altă 18 luni de tehnic, ca după aceea să pot conduce o echipă. Așa că am zis, știi ceva? De ce nu m-aș duce eu să învăț în România cu băieții mei și să fiu aproape o perioadă și de familia mea, că eram plecat de vreo 8 ani. Altă viață de oameni.
aveam invitația directorului de proiect, deci șeful inginerului, care, inginerului șef care m-a angajat, m-au chemat înapoi, ajunsesem între timp la directorul de inginerie și la, chiar la CEO, în momentul în care am predat proiectul, că am stat până să termină. CEO-ul mi-a dat un mesaj de felicitare și mă știa pentru că încercasem să bag unicornul românesc, UiPath. Am încercat să le iau tehnologia și să o aduc în Rolls-Royce, ca un cadou de plecare pentru compania mea. Bun, bun. Și deci au fost niște interacțiuni frumoase. Acum și încă suntem în legături. Bun, dacă ar fi să transmiți un mesaj, să le spui care au fost cele mai mari piedici pe care le-ai întâlnit pe parcursul timpului, fiecare piedic exprimat într-un cuvânt, care ar fi astea trei cuvinte pe care le-ai enumerat? Oh, asta e o întrebare dificilă. Credeai că o să fie totul ușor? Să vedem. Prima dată a fost securitatea financiară. Okay. Apoi a fost distanța emoțională față de țară dată și față de oamenii dragi mie a doua oară. A treia a fost îndoiala față de reușită. Știi că faci tot ce poți, dar va fi suficient? Foarte. Și de trebuie să ai mereu tenacitatea de a crede în tine și de a împinge. Și în mod amuzant, crezi, îți ții moralul suficient de ridicat încât să performezi suficient de bine încât să sari treapta. Okay. Nu crezi, dintr-o dată capacitatea scade și s-ar putea să fii sub ea. Unde se vede Bogdan în 10 ani? O, asta e una. Geografic vorbind. Geografic vorbind. Acolo unde oportunitatea va fi mai mare. Sper să fie în România. Am primit, în mod amuzant, știi, după 2 ani de IT, am primit o invitație de a aplica la un job de la Lockheed Martin, care lucrează cu NASA. Și asta doar acum 3 zile. Dar în același timp trebuie să fac o propunere de proiect foarte interesantă pentru statul român și pentru o firmă românească. Te rog. Și ce? Pentru moment prefer să rămân și să încerc proiectele astea aici. Cred că pot. Statele Unite sunt unde sunt, dar România ar putea fi aici și este aici. Și dacă putem strânge, să zic, 1000 plus de oameni buni care să lucreze împreună, poate reușim să mai închidem din diferență. Uite, dacă urmărești canalul nostru, o să găsești cu certitudine în momentul de față 6 oameni care din aia 1000 plus de oameni pe care îi cauți. În concluzie, către cei care ne urmăresc, am un mesaj să le transmit. Să nu mai facem haz de oamenii care aplaudă la aterizarea avionului. Ei nu aplaudă doar efortul depus de pilot, ei aplaudă și munca depusă de românul lor la motorul care i-a purtat din punctul A în punctul B. Mulțumim, Bogdan, și continuă să spargi bula. Mersi, mulțumesc la fel, Adi, și tu.